Accidentul s-a petrecut pe A2, în jurul amiezii, când coloana de mașini care se îndrepta spre litoral se întindea pe câțiva kilometri până la ieșire de pe autostradă. Cel care a provocat accidentul nu poate să spună ce s-a întâmplat cu exactitate. Cert este că în urma accidentului, soția și băiețelul său de numai 2 ani și 4 luni au fost transportați la spital cu elicopterul smurt. Nu știu, nu am inteles nimic, nu m-am încetat. Dar este cineva rănit de lângă voastră, dar aveți sânge pe tot. Copilul. Și e grav sau? Nu, nu mai. Și mai erați cu cineva în mașină sau doar dumneavoastră și copilul? Și tu ne-ai la spital? Da, da, da. Dar aveați viteză sau nu? Nu, nu. Pur și simplu vă uitați în altă parte, probabil, nu? Nici. Am dat fapt dreptă în altă parte. De unde veniți? În Timișoara. Și mergeați spre mare? Da, da, da. Șoferul a mai lovit alte 3 autoturisme și un autocar care transporta 50 de copii din Ucraina spre Bulgaria. Toate mașinile s-au adaptat condițiilor de mers, circulând bară la bară. Unul dintre autoturismele lovite a fost prins între autocar și mașina care provocase accidentul, iar în momentul impactului a fost proiectat pe o altă bandă. Niciun pasager nu a fost rănit. Our driver saw the traffic, so we were like stopping and we turned our signals on. And then the car, The red car and the other cars, they were driving behind us and they were driving too fast. Crash in your bus? Also? Just a little bit, like the wheel. You see the wheel is like crashed a little bit. Lucrătorii din cadrul poliției au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. E vorba despre un conducător auto care pe fondul neatenției în conducere și a nepăstrării unei distanțe suficiente față de autovehicule care așteptau în coloană. Deci coloana, vreau să vă spun că s-a întins până aici de la Gigea, deci generată de fluxul mare de autovehicule care era pe drumul 39. Este vorba de autoturismul roșu care l-aveți în imagine de Timiș, care n-a observat la timp faptul că aceste autovehicule au oprit. Un alt accident s-a mai produs în această dimineață pe autostrada Soarelui, tot din cauza neatenției. 6 mașini au fost lovite, iar o persoană a ajuns la spital.